Zvonima Bună, dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici, pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, numele meu este Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, nu uitați să apăsați butonelul de subscribe implicit clopoțelul pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou Abonarea pe acest canal de YouTube, întregul meu conținut este total gratuit Și mic reminder, nu uitați, când ajungem la 1010 abonați, mai avem foarte foarte puțin Voi face primul meu giveaway Și să vă dau un mic indiciu acest giveaway va conține, printre altele, 4 parfumuri full size. Sigilate, tot ce trebuie, da? Bun. Dar mai multe detalii atunci când ne vom apropia de 1010 abonați. Pentru videoclipul de astăzi, pentru subiectul de astăzi, m-am gândit să vin către voi cu. Top 5 parfumuri preferate ce conțin nota de cafea. Parfumuri centrate pe nota de cafea. Da? Cafea mai tare, cafea mai dulce, cafea mai condimentată, însă veți vedea pe parcurs. La final m-am gândit cu greu, dar o voi face. Vă spun și preferatele mele cu cafea. Trei parfumuri fără de care nu-mi văd viața. Da, știu, sună un pic uh, poetic, dramatic sau poate pentru unii dintre voi fals. Însă, atunci când ajungi să dezvolți pur și simplu o obsesie pentru tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, da, ajungi la partea cu nu vreau să trăiesc fără X parfum. Apropo, dacă și voi aveți parfumuri fără de care nu puteți trăi ce conțin nota de cafea, lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii. Și ca să nu mai pierdem timpul, voi începe cu un parfum ce l-am așteptat enorm, enorm de mult! enorm de mult. De fiecare dată când vedeam uh, vorbindu-se despre el pe YouTube-ul extern, uh, pe TikTok sau anumite postări de pe Instagram. Apropo, contul meu de Instagram, contul meu de TikTok și bineînțeles, nu în ultimul rând, grupul meu de Facebook Frag Family cu și despre parfumuri. Uh, pentru fiecare din cele 5 parfumuri plus conturile de socializare veți avea link în bara de descrieri. Dar, dar. Fără nicio altă introducere, French Coffee de la Al Rehab. Vine în această sticluță, nu știu, uh, mie personal îmi place mult mai mult acest ambalaj față de uh, vechea sticluță o să cau și o să vă las aici inserată o poză. Din nou, dacă, doar dacă, programul meu de editare va coopera și mă va lăsa. Bun. French Coffee de la Al Rehab, ce vine în această sticluță și știu, mi-ați scris multe dintre voi. Din ce m-am documentat? Din, din surse oficiale, asta însemnând Al Rehab, da? Firma producătoare. Acest parfum nu, nu a fost reformulat, da? Știți și voi, atunci când se schimbă, uh, ori orice se schimbă, da, începând de la fonturile uh, scrisului de pe sticluță sau uh, cutia în care vine acest parfum. Că da, știți că eu am și cutiile, din cauza cutiilor, sincer să fiu, nu mai am loc de parfumuri, dar. Uh, Urmează niște chestii, niște schimbări și așa mai departe. Bun. Acest parfum nu a fost reformulat. Um, aveți aici vechiul ambalaj, ca să mă exprim așa. Treaba stă în felul următor. Cei de la Al Rehab au vrut, o idee foarte proastă, dacă mă întreabă cineva pe mine, dar știu, nu mă întreabă nimeni, să um, sisteze producția acest Tui minunat parfum. Și datorită cererilor foarte, foarte, foarte mari, au mai produs încă un lot, nu am idee de câte bucăți ce vine în acest ambalaj. Dar treaba cu parfumul din ce am înțeles este fix aceeași. Tocmai din cauza aceasta și perioada aceasta destul de mare de așteptare, da, pentru încă încă o tură de French Coffee. Dar, hai să pufăim. Că știți că mie mi-e e mai ușor să vorbesc așa. Pentru fiecare din cele 5 parfumuri veți avea inserate notele, ca de obicei aici. Iar pentru acest minunat aveți aici unboxing-ul și primele impresii. Și, deci am dat două pufuri și e și primul. Bun. O, Doamne! Doamne Dumnezeule! În opinia mea. Oricum, totul este în opinia mea, dacă eu le port, eu le testez și așa mai departe. A meritat cu vârf și îndesat așteptarea acestui parfum. Eu personal sunt um, iubitoare a notei de cafea și iubitoare de cafea în general, da? Iubesc cafeaua să uh, o beau, da? De la băutura în sine. Până la zațul cafelei, pentru că da, eu prefer cafeaua de modă veche, la ibric, până la zațul acela cu care îmi exfoliez corpul. Da? Deci, iubesc cafeaua în orice formă, sub orice formă. Și tare mă tem că voi mai avea nevoie de o sticluță să știu eu că am backup și să fie acolo. De ce spun asta? Pentru că în French Coffee. Avem cea mai realistică, cea mai uh, naturală notă și iz de cafea din ce am testat eu și din ce am întâlnit până acum. Cafeaua din French Coffee, din nou, da, cea mai realistă aromă, pur și simplu cea mai realistă redată. Superbă! Este acea cafea tare strong, aș putea spune, dar totodată dulce, siropoasă, are și o atingere lactonică și are ceva ce mă duce cu gândul la trufe de ciocolată și cafea. Da, și îmi lasă senzația aceea de apă în gură, pentru că este un parfum cu cafea gurmand, gurmand. Dar din nou, în opinia mea este acea aromă total, total unisex. Aș vedea un bărbat, l-aș vedea pe soțul meu purtând această aromă. Și ce m-a surprins pe mine în mod mega plăcut la acest parfum este faptul că în ziua în care am primit, nu în ziua în care am primit, că nu am filmat atunci, după ce am filmat unboxing-ul, da? Imediat, la două zile distanță, știu sigur de data aceasta că era vorba strict de două zile, am purtat acest parfum. Nu am rezistat să îi dau acel timp de așezare, acel timp de macerare, da? Am purtat acest parfum și acest parfum este o bestie nemacerat, da? Pentru mine a fost. Nu știu pe cât l-am așteptat și când am văzut și ce performanțe are nemacerat, am zis, nu, tati, mai am nevoie de o sticluță. Pentru că este și un fin iz, dar fin, fin de tot iz buzi, este ca și cum acel nu. Este ca și cum ai o ceașcă, o cană mare de uh, cafea moca, uh, tare aburindă, peste care pur și simplu pui un pic de frișcă, ceva scorțișoară, aș, aș spune eu, fin, fin de tot condimentat, da? Foarte fin condimentat. Pudră de um, ciocolată, cacao, pe undeva pe acolo. Și cel mai gros și dens și delicios, sirop de caramel cu un fin subton buzi. Da, eu resim ceva, ceva buzi în acest parfum. Dar da, este genul de parfum ce merită achiziționat safe, nume. Uh, îl puteți achiziționa blind buy doar dacă, doar dacă iubiți la fel de mult ca mine sau măcar pe jumătatea mea nota de cafea. Pentru că nota de cafea din acest parfum este prezentă de la primul puf până în dry-down-ul final. Da? Aveți cafea în permanență. Știu, mulți dintre voi, multe dintre voi nu doriți să mirosiți a cafenea, a barista, ce vreți voi, da? E un alador. Și îl ador atât ca parfum de sine stătător, da? Purtat singur cât și în diferite variante de layering. Și credeți-mă, cu acest parfum puteți face enorm de multe combinații. Urmează un clip cu recenzia sa plus variante de layering pentru el. Dar da, French Coffee categoric 10 din 10 pentru mine. Cu siguranță mai am nevoie de o sticlă din el. E genul acela de aromă adictiv, da? ce creează dependență. Am văzut pe Fragrantica, multă lume îl aseamănă cu Coffee Addict de la Teodoros Kalotinis. Am un decant din acel parfum și voi face, cred că înainte de clipul cu recenzia lui French Coffee și varianta de layering, voi face o paralelă între aceste două parfumuri, deoarece în opinia mea nu îl văd pe French Coffee ca fiind acel parfum inspirat din Cafe Edict de la Teodoros Calotinis. Resim și aici um, aroma a ceea ce mă duce cu gândul la un tiramisu um, zemos așa, da, suculent. Dar uh, nu. Nu, în opinia mea, sunt ambele în zona de parfumuri cu cafea categoric, însă acesta nu este un parfum inspirat din Cafe Edict de la Teodoros Calotinis. Bun. Următorul, 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 <laughs> îl puteți găsi pe site-ul celor de la Dubai Collection, unde Roj25 va aduce un discount de 5% pentru absolut orice achiziție de pe site. Da? Fie că vorbim de mostre, 2-5 de de 10 ml, fie că vorbim de parfumuri deja reduse pe site, pentru că da, veți întâlni parfumuri deja reduse pe site, uh, roș 25 va aduce, cum spun eu, un extra discount. O mică paranteză, French Coffee nu are absolut nimic Middle Eastern, da, dar nimic Middle uh, factorul Middle Eastern este zero. Și parfumul de pe site-ul celor de la Dubai Collection despre care v-am vorbi, vom vorbi, vine de la Paris Corner, uh, gama Emir și da, Your Drug. Deci acest parfum nu se poate cu el, da, vedeți cât de mult am putut așa se cunoaște mai bine, da? Nu pot, deci nu pot, sunt pur și simplu nu îndrăgostită. Sunt obsedată de acest ADN. Obsedată. Am și două uleiuri din gama UD Arabi. Vă las aici. Momentan nu sunt pe stoc, însă undeva, dacă am reținut eu bine, luna februarie, undeva pe la jumătatea lunii, oricum eu mereu vă dau de veste pe Insta, chiar și aici pe YouTube. Pe TikTok nu știu dacă am postat, însă și pe grupul meu cu siguranță pe grupul meu de Facebook Freak Family. Dar revenind la Your Drug, Your Drug pentru mine doamne Dumnezeu, nu v-am spus, este o un parfum inspirat din uh, Intoxicated de la By Kilian. Your Drugged. Este acel parfum pe care eu personal nu concep să-l împart. Da? Soțul meu are sticla lui, nici de cum să se atingă de aceasta. Cred că toți din jurul meu și-au comandat acest parfum. Da? Eu, la rândul meu, am făcut cadou acest parfum în luna decembrie, dacă nu mă înșel, la 8 persoane. Da? Ce l-au simțit pe mine și l-au dorit Nu, pentru mine Your drug Întâi și întâi de toate Dacă nu sunteți în zona Triadei Cum îmi place mie să spun Cafea, paciuli și cardamom S-ar putea să luați această sticlă Foarte bine lucrată Și foarte grea Și să aruncați cu ea de toți pereții Pentru că Your drug pentru mine cam asta înseamnă. Este acea cafea turcească, dar turcească de la mama ei, mega condimentată, mega spicy, bombiță de cardamom, din nou, total unisex. În opinia mea, cred că la vară două pufuri undeva în spatele umărului, da, cum v-am mai spus eu în alte videoclipuri, Cred că și atunci îl voi purta. În opinia mea e genul acela de aromă total all season. All season. Este sexy, mega sexy, oricum pentru mine în sine. Nota de cardamom îmi emană senzualitate, da? sex appeal și tot ce vreți voi. Este genul acela de parfum dark, misterios, senzual, provocator cafea, nucșoară, scorțișoară și cardamom și paciuli. Da? E cafeaua aceea pe care vrei să o bei, însă ți-e teamă. Este aroma acelei cafele magice, mistice, da? V-am mai zăpăcit eu nu știu câte videoclipuri cu acest parfum. Pur și simplu vrei să o bei, însă ți-e teamă ca nu cumva să Conțină o poțiune de dragoste. E cafeaua aceea sexy? Dacă pot spune. Da. Nu știu. Eu una nu concep. Din nou. Nu concep viața fără acest parfum. Da, sună pe reclamă, sună aiurea, sună ciudat pentru mulți dintre voi. Însă sunt mega îndrăgostită de acest ADN. Uh, pentru Your Drug va urma un videoclip separat, am câteva uh, mostre din mostre oficiale din Intoxicated de la Killian, de la By Killian, și va urma un clip video cu versus între cele două parfumuri. Însă pentru prețul plătit, pentru cantitatea în care vine, 100 de mililitri, pentru performanțele Performanțele <laughs> pentru performanțele acestui parfum. Nu, nu. Nu aveți cum cu el, deci nu aveți cum cu el, dar din nou, dacă nu iubiți, dacă nu sunteți fani ai notei de cardamom s-ar putea să fie mult prea mult pentru voi această aromă. Uh, următorul este un parfum la care am vrut să fiu prima din România care îi face unboxing și primele impresii. Și bineînțeles că eu atunci când îmi pun ceva în cap, nu mă las până nu obțin acel lucru, am reușit. Aveți aici videoclipul cu unboxingul și primele impresii și vorbim aici despre Hamra Kawa de la Latafa. Noul parfum, noul flanker al casei la Tafa, ce vine în aceeași sticluță precum vechiul Hamra, doar că avem chestia aceasta ombre, ombru, da? În rest este fix aceeași poveste. Și acum să mă vaid și eu de ceva, este fix aceeași poveste, inclusiv treaba aceea stresantă pentru mine una, cu capacul, da? Capacul nu-l poți deci am putut, mi-e rău. Da, acum vrea. <laughs> uh, inițial, capacul acesta, dacă îl uh, ridicai, da, cum se trage la orice alt parfum, nu mergea. Trebuia răsucit puțin în lateral și apoi ridicat, da? Dar acum s-a gândit el să mă dezică pe mine și să-mi facă treaba aceasta în videoclip. Dar nu mai contează. Bun. Îmi cer scuze o secundă. Cine este Hamra Kawa? Hamra Kawa, pentru mine, este... Oricum, nu mai e nevoie să apropi. Uh, pentru mine, Hamra Kawa este 60% originalul Hamra, căruia îi adăugăm cardamom, scorțișoară, ghimbir și din nou o cafea mai tare. Ce înseamnă la mine cafeaua mai tare? Uh, pentru mine cafeaua mai tare este cafeaua aceea uh, fără frișcă, fără lapte, da, cafeaua strong, cafeaua în starea ei nudă. <laughs> cafeaua goală, fără nimic altceva. Da. Asta este hambracaua pentru mine și um, este o mică luptă în mine, deoarece Tind să-mi placă mai mult acest flanker decât varianta originală de Hamra, nu mă întrebați de ce. Poate pentru partea aceasta mai spicy, da? Dacă pentru mulți dintre dumneavoastră, și vorbesc aici cu domnii ce mă urmăresc, Hamra, prima variantă, vi se pare prea dulce, și înclinând pe partea feminină. S-ar putea, zic eu, să vă înțelegeți mult mai bine cu Hamra Kawa. Mi se pare mult mai unisex. Ok, hai că deja mai avalu. În loc să vorbesc strict despre acest parfum, vă făceam o paralelă între cele două. Facem un clip și pe acest subiect. Facem clipuri. Dă, dă toate, să fie. Bun, ne adunăm și vorbim despre Hamra Kawa. Avem aici V-am spus, 60% ADN-ul din original, căruia îi adăugăm um, cafea, ghimbir, cardamom, scorțișoară, fructe dulci, dar în ce sens? În afara faptului că fructele. Ce le resimt eu în acest parfum, sunt ele dulci și uh, zemoase. Da? Genul acela de fructe care îți lasă senzația aceea de apă în gură. Este ca și cum ai și presărat zahăr da? peste acele fructe. Vanilie, scorțișoară și câteva picături de coniac. Dar când spun câteva picături de coniac... <coughs> de fapt este aceeași da, este aceeași cantitate de buzi din Hamra OG, originalul OG. Este aceeași cantitate de buzi din original. Nu este nimic extra, da? Nu vă gândiți că Hamra Kawa este mult mai buzi decât originalul. Nu, categoric nu. Nu. Dar din nou, este cafeaua aceea pe care o servești, având și niște praline lângă, alături, da? Super, super, din nou, categoric 10 din 10, însă, însă, nu alergați să îl cumpărați, am văzut acest parfum pe anumite site-uri la 398 de lei Nu, pentru numele lui Dumnezeu, nu 398 de lei acest parfum, nu eu, după cum v-am spus și în videoclipul în care i-am făcut unboxing-ul și primele impresii, eu l-am achiziționat direct din Dubai prin intermediul uh, reginei, cum o alint eu, Dora. Da? Și a costat 200 de lei. Adică, de ce dublu? De ce 398 de lei despre ce vorbim? Este totuși un latafa, înțeleg, da? Este foarte ok, are performanțe și acesta de nu aveți treabă cu el, dar totuși treaba asta cu 400 de lei, hai să fim serioși, da? Hai să fim serioși! Mai pui 100 de lei și îți iei uh, nișane ani tester de la Dumitru, da? De pe esențe de lux. Deci nu, clar nu, 400 de lei, sub nicio formă. 200, da, <gâng> chiar da, chiar da, pentru că, din nou, genul acela de parfum ce creează dependență, da? O aromă nu mi-aș dori să mi-lipsească din colecție. Trecem mai departe la un alt parfum ce din nou am fost eu această, da? Vreau să fiu prima din România care îi face unboxing și primele impresii și din nou am reușit. Aveți aici videoclipul cu unboxing-ul și primele impresii. Vorbim de data aceasta de un parfum de la Paris Corner, da, Dubai Collection, da, Roș 25 pentru 5% discount și el se numește Eternal Coffee. Vine în această sticluță foarte, foarte, foarte frumoasă. Mie una personal îmi place foarte mult, da, v-am mai spus eu un alt videoclip, este pur și simplu acel recipient, da? Eu una, văd această sticluță ca fiind un recipient în care tu îți ții cafeaua. Și eu când l-am achiziționat, când a apărut el prima dată anul trecut undeva în primăvară, l-am achiziționat cu 189 de lei. În momentul de față este la 99 de lei fără roș 25. Merită acest parfum? Da. Da. Din nou, în opinia mea, Merită pentru că avem aici acea cafea slabă în tărie, însă puternică și intensă în dulceață. Nu este neapărat o cafea acest parfum. În afară de unboxing, v-am făcut și recenzia sa și variante de layering aici în acest videoclip. Și este mai degrabă acel frappuccino, da, ceva de genul cu multă frișcă, cocos și tot ce e mai dulce și cremos pe lumea aceasta. Genul de cafea, parfum cu aromă de cafea, cel poți purta în sezonul cald, zic eu. Eu această iubitoare a cafelei. De ce spun asta? Datorită notei de cocos ce se resimte în acest parfum. Da, are izul acela de cocos, îi conferă un aer exotic, îi conferă aerul acela de vacanță, dacă vreți. Și în urma purtărilor repetate și pararepetate, repetate, eu resimt aici un iz fin de lichior Sheridan, da? Sper să nu fac reclamă, sau să facă ceva YouTube-ul, în fine, dar asta resimt eu în acest parfum, are acel fin de tot iz de lichior, da, dar foarte, foarte fain, din nou, dacă sunteți uh, domni și nu vă sfiți în a purta nota de cocos sau parfumuri ce au printre altele și nota de cocos, da, este totalmente unisex. Dar. Da fin, uh, izul acela fiind de lichior sau um, cum mai este acel um, acea cafea Irish Coffee dacă nu aveam un lapsus. Dar da este cafeaua aceea delicioasă este din tot ce am eu aici um, cafeaua cea mai potolită în intensitate da um, mai degrabă un cappuccino, nu se resimte atât de tare cafeaua aceea strong în acest parfum. Știu că sunt ceva discuții în legătură cu persistența acestui parfum. Eu, una personal, nu am probleme cu el, dar, dar, de ce insist eu mereu acolo unde aveți posibilitatea achiziționați mostre sau decanturi? Da? Pentru că suntem diferiți, avem pH-uri diferite, Parfumurile performează diferit pe noi, da? nu vom avea toți aceeași performanță cu Eternal Coffee sau cu oricare din cele despre care v-am vorbit până în momentul de față. Și în plus de asta fiecare simte și percepe diferit, da? pentru că mai sunt cazuri în care tu percepi, tu simți acel parfum și cei din jur nu. Da, am întâlnit și așa ceva. Sau invers, tu nu mai percepi acel parfum, însă cei din jur pur și simplu îi sufoci. Așadar, achiziționați mostră sau decant înainte și vedeți cum, cum evoluează pe voi. Eu personal îl ador. Este cafeaua aceea pentru mine ușor mai de vară. Și din nou, după cum ați văzut și în acest videoclip, îl ador și îmi place ca aromă de sine stătătoare, însă merge purtat în foarte, foarte multe variante de layering. Bun, următorul, dar nu cel din urmă, știu momentan nu mai este pe stoc, nu mai apare pe site-ul celor de la Parfumas, însă dacă revine în stoc, imediat vă dau de veste. Uh, bineînțeles vine de la Ahmed al Maghribi, că nu se putea altfel și se numește Ud Cafe. Vine în această superbitate de sticluță, eu personal o ador, pentru mine este fix acea pralină cu ciocolată, da? Vine în maroniul acesta, cafea cu lapte mai degrabă, mat, are detaliile acestea și el vine în 50% concentrație de ulei, să fie bine ca să nu fie rău. Bun. Um, am filmat. Da, am filmat. O să caut. O să vă las aici um, unboxing-ul și primele impresii pentru acest parfum. Și de aceea l-am și lăsat la final, pentru că la revedere nasul meu. Bun. Dacă Um, în cele patru parfumuri despre care v-am vorbit mai înainte nu avem acel factor Middle Eastern Mă tot gândesc la Your Drug și vă spun imediat de ce uh, Your Drug are ADN-ul de așa natură uh, Datorită cardamomului și părții foarte foarte condimentate s-ar putea să îl resimțiți cu un fin is middle Easter. Însă, Ud Cafe de la Ahmed al Maghribi are acel factor middle Easter. De ce? Pentru mine Ud Cafe de la Ahmed al Maghribi este ca și cum mai lua... Um, ca și cum mai lua ADN-ul de la Shaga Food, de la Swiss Arabian, și i-ai adăuga cafea, vanilie, și ceva acorduri lemnoase. Extra, da? Față de ce are Shaga Food. Dar, uh, nu știu de ce am inspirat eu așa cu foc din blotărul acesta. Acest parfum este o bombă nucleară. Da? Um, Nu-mi e rușine cu ghilimelele de rigoare, cu performanțele niciunuia dintre cele patru despre care v-am vorbit mai înainte, însă acest UD Cafe de la Ahmed Al Maghribi um, este genul de parfum ce eu una nu îl recomand a fi purtat în spații închise. Pentru că da, atât de strong este acest parfum. Are, din nou mă repet. Are acel factor Middle Eastern. Da, se simte udul, se simte, nu este udul acela deranjant, nu este udul acela animalic, nu, este udul acela uh, dulceag, ușor de plăcut, zic eu. Dar, dar toată combinația în sine, nu știu, e una personală nu mi-ar fi trecut niciodată prin cap să combin chiaga food cu ceva cu cafea. Și, tot purtând acest parfum, mi-am dat seama că și dacă aș combina șaga food cu orice parfum sau orice ulei esență atar ce vreți voi cu cafea, tot nu aș obține ce este aici. Da? Este. <sus> um... Parfumul acela cu U in Your Face, uh, atingeri lemnoase și multă, multă cafea. Total unisex, pentru unele doamne însă s-ar putea să fie mult prea mult. Pentru mine nu, voi știți, eu duc toate greutățile, eu nu am treabă. Însă, din nou, ud cafe nu este acel parfum cu care eu să fac overspraying. Nu sub nicio formă nu. Înseamnă sinucidere curată dacă faci overspraying cu acest parfum. El vine în 75 de mililitri și cu siguranță cred că o să-mi ajungă mult timp de acum încolo. Da, dar este, nu știu, oricum, urma să spun, este foarte frumos. Oricum, toate despre care v-am vorbit astăzi, toate cele 5, fac parte din categoria aceea de parfumuri cu cafea care sunt la corazonul meu. Eu nu pot fără ele. Și vă spuneam și despre top 3, da? Top 3. Parfumuri cu cafea fără a le putea clasa locul 1, 2, 3 sunt French Coffee de la Al Rehab, Your Drugged de la Emir Hai să nu fac vreo boacănă. Și Hamrakawa. caua. Da? Parfumuri cu cafea, pentru mine acestea trei. Pentru mine acestea trei sunt baza, pentru mine aceste trei parfumuri sunt acele parfumuri ce cu siguranță le voi termina când le voi termina și le voi achiziționa din nou. Da? Din nou și din nou și din nou. Pe mine, în permanență, mă veți vedea la partea, la categoria parfumuri cu cafea cu aceste trei arome. Sunt atât de diferite, niciuna nu seamănă cu cealaltă, da? Categoric niciuna. Oricum, nici Eternal Coffee nu-l văd asemănător cu vreunul din acestea trei cu atât mai puțin ud cafe de la Ahmed al Maghribi, da? Toate parfumurile cu cafea despre care v-am vorbit astăzi nu le leagă, ca să spun așa, decât treaba cu nota de cafea, ele fiind centrate pe această notă. Însă, luate fiecare în parte, purtate fiecare în parte, niciunul nu seamănă cu celălalt. Bun, Cam atât pentru videoclipul de astăzi. Vă mulțumesc din suflet dacă ați rămas cu mine până la final. Um, din nou vă spun că de ce să nu mă repet. Link în bara de descriere pentru absolut fiecare din cele 5 parfumuri despre care v-am vorbit la ud cafe. Nu uitați, v-am mai arătat eu și în videoclipul precedent. Vă puteți lăsa acolo adresa de mail și primiți notificare când primiți mail când el revine pe stocul celor de la Parfumas. Pentru parfumurile de pe Dubai Collection, roș 25 pentru 5% discount. Și lăsați-mi și mie, vă rog frumos, în secțiunea comentarii. Nu știu, poate voi cunoașteți alte parfumuri cu cafea din zona Middle Eastern. Lăsați-mi și mie să mai citesc și eu și să văd ce m-ar tenta și pe mine să mai încerc. Vă mulțumesc din suflet, vă îmbrățișez cu mare, mare drag și până data viitoare vă doresc din suflet zile minunate și neapărat pline cu parfum. V-am pupat! și